Luna septembrie acestui an, în baza de date a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Sociale Sălaj, erau înregistrate 2505 persoane singure și familii beneficiare de ajutor social. Marilena Cipleo, purtătorul de cuvânt al agenției, a declarat că cei mai mulți beneficiari ai ajutorului social, respectiv 807, sunt persoane singure și încasează lunar un ajutor în valoare de 136 de lei. Pe locul 2, ca și număr de beneficiari, se clasează familiile cu 2 membri, care încasează în fiecare lună un ajutor de 244 de lei, iar locul 3, ca și număr de beneficiari ai ajutorului social, este ocupat de sălăjenii care au în componența familiei 3 membri și care primesc lunar de la stat 342 de lei. În total este vorba despre 360 de persoane. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții AJPS, în cazul familiilor formate din 4 membri, ajutorul social este de 423 de lei, iar în cazul familiilor compuse din 5 membri, ajutorul ajunge până la 505 lei. De precizat ar fi și faptul că familiile care au în componență mai mult de 6 membri primesc lunar 35 de lei pentru fiecare persoană peste numărul de 5 persoane. Ajutorul social este un ajutor financiar plătit în fiecare lună familiilor care se află într-o situație de mare dificultate. Acest ajutor financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă, pentru că este acordat luând în considerare numărul de persoane care trăiesc împreună în aceeași gospodărie și au un buget comun.